O să preferiți un pic de teorie, altfel decât probabil sunteți obișnuiți cu tehnicile de manifestare, cu metodicios, spune esoterii. E vorba de ați realiza dorințele, pofta și poftești în această viață. Căci avem voie. Avem voie. Limile sunt deschise. Mai trebuie să facem ceva. Să le ținem deschise noi. Pentru ca să se manifeste în viața noastră reală. Nu pe azi sau pe pendul. Să cadă în materie dorințele voastre. Dorințele pot să fie. Încep cu cele mai înalte ezoterice. Bai! Relați! Iubire! Mașină nouă, casă, schimbat job, schimbat soț. Și tot așa, până la dacă doriți să se manifeste mântuirea, nu prea știu eu exact ce, încă mai cercetez, de vreo 30 de ani tot studiez, n-am mai înțeles nimic și nici nu vreau. Pentru că mântuire înseamnă, aha, și mie îmi place de linii de așa cum este, ia pe Pământ, apropo, la mulți ani nouă și la mulți ani zărișoare noastră. Mi-au dat organizatorii timp mai mult. Și sunt foarte încântat că pot să vă și arăt cum să zbierăm, să ne zbierăm dorința. Poveste. Fiecare dintre noi stă în fundul treiului, în un om. Corpul fizic, care este atașat cu lumii fizice, lumea fizică, astăzi este plus. Pentru noi. Corpul fizic și apoi este sufletul sau structura noastră. Hai să zicem sufletul sau corpul sufletesc. Asta nu prea știu. Dar ne tot dă de știre. Prin ce? Prin emoțiile noastre. Când sufletul nostru este mulțumit, de ce face corpul care este mașinăria, templul, atunci sufletul ne dă emoții benefice, bucurie, calm, pace, liniște, iubire, compasiune. Când manifestăm aceste emoții, suntem ca și o cantină și afișăm iluzia, felul de metală. La intrarea în cantină. Felul 1, bucurie. Felul 2, pace. Felul 3, avem și desert. Ce avem la desert? Simțul umorului. Veselie. Cine sunt clienții care vin și s-așează la masă și comandă mâncarea asta? Entități energetice care papă acest meniu. Hai să-i numim îngeri. Ai o perioadă mai proastă. Și nu mai poți să gătești în oare bucurie, atâta de multă bucurie. Mai apare și o tristeță. Știți ce se întâmplă? Clienții tăi îngeri ăștia care încă emoțiile tale benefice, nu spun nimic de suflet. Încă emoții. Limbajul. Ăștia zic, stai puțin. Vezi că e mâncarea stricată.
ne e chemat aici din care bucurie și veselie și acum ne schimbăm pe nimeni, îmi dai o treabă? Rezolvăm problema. Sunt puternici, sunt mulți. Sunt capabili să se modifice ce spunea colegul meu. Să-ți modifice realitatea ta energetică imediat. Persoanele cu care te întâlnești, situațiile pe care le trăiești. Astfel încât să revii la meniul inițial, bucurie, fericire, simt umorul. Deci avem, ai niște aliați colosali care sunt capabili să-ți modifice realitatea. Și mai fac ceva. Dacă entitățile acestea mă pot ghida și ajuta și potența pentru ca realitatea din jurul meu efectivă să se modifice. Adică mai multe iubire, mai multă putere, mai mult bani, mai multă sănătate. Asta înseamnă că dacă știi cum să le cer și cum să comunici cu aceste putere, înseamnă că mă pot sprijini și dacă vreau ce vreau. Și dacă vreau un iubit, și dacă vreau mașină, și dacă vreau 10.000 de lei pentru un măget. Mă pot sprijini și dacă am nevoie să-mi recapăt sănătatea unui organ bolnav. Mai sunt mulți din ăsta. Tot entitații, tot fără tot, tot puternici, care se hrănesc. Tristețe, gelozie, neiertare, supărare, disperare, frică. Dacă pe meniul zilei avem această ofertă, la tine frații pe noi, atunci aceștia vor fi mușterii. Dacă cumva te apucă să faci cursuri de spiritualitate, să mai citești un psalm, te duci pe la vise, aia se panichează. Ce faci când o grăbești? Păi până acum ne-ai dat mâncare bună ce mâncăm noi și acum ai schimbat meniul bun ăsta. Și ei au puterea să îți modifice, fiindcă sunt mulți și să-ți modifice realitatea energetică, astfel încât să termin cu prostiile cu psalmi. Să le redevii, viața este o luptă. Eu trebuie să dau primul. Toți vor să pune banii. Și iată așa. Ambele tipuri de entități ne pot ajuta la manifestarea poftelor și dorințelor noastre. Îngerii o fac mocan, gratis, de doar să le dăm mâncare. Ceilalți, uneori parcă sunt și mai proți. Dar prețul este uneori foarte mare, uneori cumplit. Mai avem un corp și mai avem o lume. Avem corpul spiritual sau corpul mental, așa numesc hermetiștii europeni. Tocmai mă pregătesc să finalizez o serie de cursuri. Acest corp trăiește în lumea spirituală sau lumea mentală, care este lumea în care s-a manifestat Creatorul de orice fel, din orice civilizație, prin cuvânt, prin verb, prin poruncă, fie atrut să-ți fac lumea. A zis. Este lumea în care ar trebui să ajungă dorită rugăciunile noastre. Ar trebui să ajungă animul. Ar trebui să ajungă facă-se voia ta, Doamne. Precum zice
Și atunci, hai să vedem. Vreau o pasă. Primul lucru pe care îl fac este să creez proiectul să fie un mic business. Să creez proiectul în lumea spirituală. Egal că vreau casă, că vreau bani, că vreau amantă, amant, egal ce. Cum creez proiectul de casă în lumea mentală? Foarte greu. Vreau o casă. Casă, 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 casă mare. Casă, 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 casă. Ca orice lucru în univers, ca orice concept în care tot bag energie. Care este energia? Energia mentală. Casă, 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 repet. Cade, se apropie de planul material. Și apare proiectul de casă, casa, la propriu, în lumea sufletească sau lumea astrală. Ei, acolo, în lumea astrală este cu imagini, cu vise și cu emoții. Sufletul nostru. Măi, și încep să visez casa visurilor tale, chiar așa o numește. Vreau casa visurilor mele. Perfect, am deja două case. Măi, și-o visez. Și te bucuri în vis, și te plimbi din casa ta, din grădină. Și te trezești cu un sentiment de bucurie și împlinire. Și zici, ah, și eu, tot în casă mea. Dar încep să te duci pe viste și pe o casă. Nu sunt atât de perfecte ca și visul tău, ca să visul tău. Pentru că, cu cât mă apropii de lumea fizică, care este imperfectă și lesă, cu atât proiectul scadă un pic. Nu e așa de perfect cum este. Vreau casa visurilor mele. Am visat casa pe care o doresc, sufletul meu o doresc. Exact așa spune. Noi știm asta. Încep să pompez energie și în casa din lumea, din lumea astrală, din lumea sufletească, care este imagini, vise, meditație, imagistică, emoții. Te duci la un proiectant, te duci la bancă, faci rost de bani, toate acestea sunt investiții energetice în casa ta astrală. De ce? Ca să o tragi, să o pământezi. Și uite așa, te muți în casă nouă. Investind energiile potrivite în fiecare din cele trei luni și cele trei luni. În lumea spirituală, energie investită. Vreau casă, dăm casă, vreau casă, dăm casă, 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 bancare, grădină, piscină, ai de orice. Apoi, investește emoții, bucurie în proiectul casa visurilor tale din lumea astrală și apoi investești bani, energia fizică. Banii sunt pe energie. Ce-i casa? Noi avem o forță colosă. Avem puterea gândului, de fapt, lumea auzită. Puterea gândului, cam atâta de mult am auzit, cam și uitat. Doar că suntem foarte disipați. Tot timpul prea mintea asta, care e ca o mai amunță, viață sare de la
un fruct roșu, încă unul, vreau asta, dar vreau niște suprecase, dar vreau și bani, dar vreau mașină, da? Mi-a schimbat job. Dar vreau. Măi, și bulversat de Dumnezeu. Asta dacă ne aud? Ca să ne audă rugăciunea noastră, algoritmul, mantra, este musai să ajungă nu doar până la Florești. Radioul meu de emisie să bată până în lumile metafizice. Acolo este Dumnezeu cu Sfinț, cu Arhanghel, cu tot. Spun, Doamne, la Sfânta Parascheva. Aceeași întrebare, aceeași răspuns. Câte o bătrânică care sărată, ruptă de fric, s-a târâit foarte credincioasă. O repoferință, Doamnă, cum sunteți credincioasă? Credincioasă. Și dar pentru ce vă rugați? Pentru ca boul de fiul să sărată de boul, să... lucruri clare. Să pentru sănătate, pentru ca să câștigi casa înapoi. Dar zice, nu, și vă ajută? Nu ne mai ajută Dumnezeu, că nu-i spătătoși. Nu! Nu te ajută, că nu te aude. Nu te aude. Nu te aude pentru că emiți rugăciuni, pentru că mințile, dorințe, dar emiți cu structurile virtuale. Emiți cu genunchii, ligamentele încrucișate, stai în genunchi, te trăi în genunchi. Absolut genunchi. A, pentru smerenie, dacă cumva se întâmplă. Te rogi cu corzile vocale. Bate-o la Florești. Nu mai trebuie să bată. Cele mai multe blocaje în calea fericirii noastre, bogăției noastre, abundenței noastre, realizării dorințelor noastre, sunt drăgușorii care sunt în subconștientul nostru. Noi ne autosabotăm. Câte lume n-a auzit când era mic, fil, copilă. Asta, Doamne, neamul nostru e blăstrămat, că n-avem bani să fim sărași toată viața, nu-i mai, că vine și stai ca popa, nu-ți cu ușa, că așa ajungi la mântuire, că ai în lăuncă complet, că vrea
Și dacă auzi în copilărie discuții, suntem săraci, nu facem nimic. Sau, și mai rău. Tu l-ai, Doamne, prostă ești, n-o să faci nimic în viață. Programe pe care copilul, neavând configurate structurile raționale, se sperie și le ascunde subconștient. Tot. Și apoi e sigur că adult fiind, când își încearcă, își întinde anii, apare fața fidoasă a crăcușorului, a dracului, cu programul ăsta. Și atunci pornește să blochează. Pornește să ne aducă să ne aducă. Este un continuu blocat. Vine tata lor. Eu adică. Asta e avantajul când te maturizezi. Nevasta spune tata, toată lumea spune tata, fetele frumoase de 20 de ani spun să rămână. Dar nu știu tot. Hai, pătrești. Dar stă în spate, în spate. Și căutăm. E foarte ușor de găsit. Voi toți știți, fiecare știe. Ce-am pus eu să aici? Și atunci avem niște tehnici prin care, tehnici, cea mai tare tehnică este două. O tehnică șamanică din șamanismul numai Tibeton. Prin care vedeți la propriu. Programul ăsta care să frăție ca un sindică, nu stă bine, nu. Iglează, spune. Este ca un sindic care să plimbă prin aur. Hai să spunem aur. Să simplificăm. Și atunci vine șamanul. Ba, niște fum de drogat nu trebuie. Și vine șamanul. Și a fost o tehnică meticuloasă cu toată. O ador pentru că este toată și o tehnică de inginență. Da, și cu proiectul zonat. Aveți niște puncte, stai. Veste de kinesiologie, de starea rezistenței bradului, lucruri minunate. Și vânează și șterge programul ăsta. Coboră de pe o parte și șterge de treabă. Nu este program. Sunt un ucigaș. Și mai este, aseară am avut pe Zoom cursul Codurile Vindecătoare lui doctorul din Alex Noi. Cam lungi un pic, el de lucru cu tine, dar și alea se rezolvă toate programele de neiertare, de obiceiuri dăunătoare, de atitudini, de, adică scoate din restaurant dragii care sunt la masă, care mănâncă neiertare, ură, frică, eu nu sunt bun de nimic, nu merit, lumea e dea. Și locuiește, când scoți ceva rău din tine, bagă repede ceva bun. Nu lași locul gol. Pentru că un principiu universal este, golul la face plin. Tu pleci de la terapeut care ți-a făcut la jumătate de... Ți-a făcut bine. Ți-a făcut chirurgie energetică, chirurgie emoțională și te simți bine. Și zici, vai, mă simt eliberat. Da, dar nu m-a introdus ceva în golul respectiv și tu pleci. Deci nu te pleci. Și te întâlnești cu cineva aici. Și aia zice, nu să vezi ce mi s-a întâmplat. Dar să vezi ce mi s-a întâmplat ție. Cred că l-am văzut pe bărbatul cu buna. Dar, poți să iei de la tată, înapoi, domnul terapeut, hai că să facem curățenie, că iarăși m-am încălțat.
La codurile vindecătoare scoți niște draci și faci niște îngerași. Foarte tare codurile vindecătoare. Bun. Înainte să vă invit la treabă, vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt cum să bată radioul care emite dorințele, poftele domniilor voastre, de orice fel, până mult dincolo de Torești. Și nu numai asta. Degeaba zici tu... Hai să facem. Pe casă asta. Asta e așa. V-am promis prima tehnică, facem două. Prima tehnică foarte de înaltă ținută spirituală. Bate de vreo de ce, îmi place. Știți că am să ne știți că vin din când în când la Cluj să ne jucăm de energie. Vă rog frumos, n-am apucat de vizite și oferte. La partea comercială sunt zero. Dau totdeauna mai mult la locuțele din piață decât în ce. Am și bine. Bun. Mâna stângă. Mâna dreaptă. Atenție, doamnelor, că văd ce e condițiile. Ce am făcut eu? Am prins între palmele mele ce? Cap. Dar în cap ce este? Creier. În creier, în mijlocul creierului ce este? Exact pe linia asta. Și mai e ceva. Tot sistemul limbic. Creierul reptilian. Glandele endocrine, care sunt proaste ca noaptea, știu trei funcții. Știu trei funcții. Să nu mor de foame. Să lupt sau să și să fac sex. Atât așa. Toate emoțiile noastre de toși moderni sunt îngrămădite într-una din cele trei pătrățele. Voi aveți pătrățele mai mari. Și voi, apropo de fornicating, de sex, și foarte bine că faceți așa. Da, dar sunt de acord, dar nu să două puncte și un risc. Cea mai bună, din punctul meu de vedere, cea mai bună carte mea este cea mai originală. Relația de cuplu de la Victor de la Supin. Jumate din doamnele care le citesc cartea aruncă cu o clocită după mine, jumate mă aplaudă și mă întocesc. O viață foarte interesantă. Acum, hai să vedem. Prima terapie de făcut bani de neamță ținută spirituală. E în gând. Spierat în gând. Pe inspir, cu care vă puteam, spuneți, vreau bani. Pe expir, sugi gura și spui în gând că bani. Inspir, vreau bani. Expir, dă bani. Inspir, dă-o bani, expir, dă-n bani. Cam 5 minute. Știți ce se întâmplă? Vă duceți să faci. Cu cine mai vă vorbesc? Cu cine vorbesc? Cu tine! De-aia îți poți permite să fii nepoliticos, să fii fel. Vreau bani, dă bani. Cu subconștientul tău, care e plin de programe de sărăcie, că nu se cade, că ce zice biserica, ce zice... Că banii nu aduc fericirea, va da. Deci, răspicat. Și atunci ce se întâmplă? S-ar putea să funcționez din prima. La majoritatea persoanelor funcționează din prima. Păi și da,
Vă rog, încercați! Da? Fatariu, nu o trebuie să din capsul, că după 5 minute, dar respirația și tu, nu piuite. De ce? Că nu ajungi la subconștient. De ce respiri abdominal? Pentru că aici am un centimetru cub de șansă de contact cu subconștientul. De asta. Pariu? În 24 de ore? Dați de niște bani. Nu știu sumă. Găsiți prin casă. Eu găsesc banii în casă pe care am ascuns acum 10 ani de frică hoță. Sunt un cadou. Am uitat de ei. Și acum facem o tehnică prin care anunțăm cerul în lumea astrală, în lumea mentală. Anunțăm Pământul, pentru că vreau materializare, nu? Nu vrei banii mai tău, vrei banii în pușculița ta, în portofel. Și mai facem ceva. Băgăm, trimitem o primă doză de energie. Lumină și energia telurică, adică energie electromagnetică. Inginerie. Asta e bioenergia. Electromagnetic. Electromagnetism. Asta și vrei. Simbolul ăsta, doamne, stelele. Și pompăm energie în pofta ce poftim noi. Dar pentru asta, vă rog frumos, să vă ridicați aici. Lucrăm pe bun, da? Vă rog să vă stabiliți o dorință imediată ce vreți voi. Da, ceva consistent, material. Dar vă rog să fie rezonat. Da? Vă rog. Nu cer un Ferrari. Sau Maserati. Ai Maserati? Adică nu. Vrei? Vrei Maserati. Da, vrei Maserati. Eu am un mini. Bun. Hai să vedem. Fiecare în gând. Spuneți. Intenția mea este să. Bun. Schideți ochișoare. Intenția. Ce este intenția? E complicat, intenția mea este să... Hai să vă spun eu de la o doamnă. Intenția este egală cu dorință. Da, dorință de aici. Dorință de aici. Vreau bani. Asta e dorință. O lungă. Plus credință. Nu neapărat credință de Dumnezeu. Să crezi că se va întâmpla. Plus acceptare. Să accepți că vei fi bogată, fiindcă în subconștient sunt emoții care credem în fundamentul nou, că nu e de nimic, nu e. Ok? Deci, intenție, iar dorință, credință, acceptare. Perfect. V-ați spus intenția. Momentan, nu ajunge nici la Florești. Se oprește la postul de control și gata, la primul se zice la Florești. Hai să pompăm. Ne folosim de Qigong. Vă rog frumos, degetele în ic. Uit așa. Și mă uit la el. Și acum, inspirăm lung. Întâi vă explic. Inspir, umflu volta. Ne simțim. Respirație franca. Ridic pe măsură ce inspir. Sincronizezi mișcarea până când palmele sunt întinse și sprijină cerul. Strângeți degetele.
2, 3, 4, 2, 3, 4 secunde și acum expir. Și din nou împing, mergem din cerul, împing cerul, forțez, 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 să împing oase. Și acum expir. Și intenția mea este să am spuinge, doresc să am la timp prezent, doresc să am masterat plus vizualizare în față. O singură dată rostit și acum transmite mesajul cerului și pământului și floreștiului și până după florești ca să ajungă dorința mea unde? În lumea spirituală, unde începe balamucul manifestării. Facem cu creier. Și... Din 2, 3, 4, 5... Încă de două ori. Accept sau nu mai sunt? Împing, împing. Gata, s-a terminat. Bine că am reușit. Dacă aveți chef și vă rog să aveți. Să aveți chef, să veniți la toate. Și la mine, la scan, la măsuță, să-mi dați numărul de telefon, ca eventual, când mai ajung la Cluj, să vă anunț. Dar cei care ați dori să vă jucați cu mine de genul. Adică să faceți. Bine?